Nu consumăm apa de la robinet, o preferăm pe cea de izvor, spun majoritatea severinenilor. Medici îi avertizează însă că apa de la fântânile din oraș îi poate îmbolnăvi. Ultimele analize arată că nu toate izvoarele au apă potabilă. Fântânile publice cu apă nepotabilă sunt cele aflate în zona portului din Drobeta, Turnul Severin, inclusiv cea de la maternitate, fântânile publice din afara orașului, precum cea de la Schela sau cea de pe calea Timișoarei. În total sunt 8 la număr. Deși cunosc pericolul, mulți oameni nu iau în seamă avertizările medicilor și continuă să se alimenteze cu apă din locațiile care au plăcuțe pe care sunt trecute negru pe alb mesajele Direcției de Sănătate Publică, apă nepotabilă. Oricât de cald ar fi afară, încercați să nu beți apă din locurile neautorizate. Aveți grijă la fântânile publice care nu au apă potabilă și încercați să consumați apă îmbuteliată. Având în vedere că parametrii de potabilitate sunt neconform, este foarte important ca populația să țină seamă de această avertizare și de recomandare, pentru că s-ar putea să se îmbolnăvească de o serie de tulburări digestive. Oamenii spun că din totdeauna apa de la izvor li s-a părut cea mai sănătoasă și cred că mai dăunătoare este cea de la robinet din cauza clorului. Nu consum deloc de la robinet pentru mâncare. Numai de aici luați? Numai de aici, apă întotdeauna. Și n-ați pățit nimic până acum? Până acum nimic. Dar nici n-am găsit niciodată că nu-i bună. Acum vă aud pe dumneavoastră. Ce am în apă din toate funcțiunile de aici? De unde știți? Prin auzite, de la bătân. N-ați pățit nimic până acum? Nu. Și dacă o să vă îmbolnăviți? Nu cred. Oricum e mai bună decât a de la robinet, bănuiesc. A de la robinet mai clor. Nu știam că e nepotabilă, dar faptul că observ destui consumatori că se servesc de acolo, am considerat, știam că e potabilă cândva. Specialiștii recomandă consumul de apă îmbuteliată, mai ales pe timpul verii. Este interzisă folosirea celei din locurile neautorizate, mai ales că riscul de îmbolnăvire este unul major.